Hei, hei, vă salut și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Suntem în a treia parte a jocului Evil West. Un joc care, nu știu, mi-a atras atenția așa, mi-a dat o energie foarte faină. Gen, mă, Japi, intră și împușcă tot ce ți-a în cale. E un vibe foarte bun în jocul ăsta, nu trebuie să faci puzzle-ul, nu trebuie să stai să calculezi nimica, nu trebuie nicio strategie, ci pur și simplu, bum! That's all, man. Intri, ai văzut vampir, l-ai împușcat. Ultima dată când ne-am jucat, acolo tatălui Jesse, da, William, sângera foarte tare și nu știm sigur dacă reușește să scape. Așa că, let's go. Mersi foarte frumos pentru like-urile voastre, pentru subscribe și pentru tot suportul vostru. Calico Town, da, deci teoretic nu știu ce se întâmplă aici. Doc, we need help. Ah, ok, deci asta e doctoriță. Wow, ce intrare secretă. Boom. Come on, William. Hang up. We will save your father, Mr. Rentier. Ah, m-a liniștit. Mersi. Mersi, Doc. Vezi, o doctoriță determinată, frate. Boom. Ah! I dă sânge. Aha. Savages. Felicity. Savage. Ah! Boom! Motherfucker. Hey, it's fine. He's the cell's engineer. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh, sir. Your Hello, Virgil. It's a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. Îmi place caracterul ăsta din joc, de Jesse. Ăsta, deci îmi place maxim. I bet my last buck will heal more from this Felicity tick pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fuck to get some coffee around here? What a day. See you in the briefing room. Okay, briefing room. Go to Virgil's workshop. Hai, ce tare mănușa asta ce am. Ați văzut în episodul anterior ce știe să facă mănușa asta. De ce e capabilă? Deci cred că la un moment dat jocul ăsta o să fie super, super haotic. Oh, you're everything, doctor. Amelia and Virgil in Calico, 1884. Ah, deci de când erau ei, ce e asta? Homo sapiens? Bun. Deci, îmi plac foarte mult upgrade-urile în jocul ăsta, pentru că fiecare upgrade e un show. Pur și simplu e un show. Yeah. Ok, man, thanks. Deci hai să mergem să vedem ce-i cu workshop-ul și după aia mergem la doctoriță. Deci, abilities reset. Deci aici, unde e aparatul ăsta, cred că ne putem reseta abilitățile în condițiile în care vrem treaba asta. Da, you have perk points. Upgrade and perks reset. Ok. Would like to reset all weapon upgrades and perks? Nu. Nu, de ce aș face asta? Nu, deocamdată nu. Deocamdată nu, că... It's ok. Virgil, engineering. Ok. Ah, ăsta e CV-ul lui Virgil. Ok, cine e el ca și caracter? Aparent e un inginer care cel mai probabil o să ne ajute să facem upgrade-uri mai târziu, nu? A crezut că e masă de biliard asta. Bun. When I got your goddamn gilded invitation, I expected champagne and canapes. Instead,
Some fag fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies! Now the entire country is left unprotected while I stand here with my dick in my hand like an idiot! So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. We'll take care of it, sir. What, from here? This place is a shithole at the edge of fucking nowhere. Don't be fooled. Deci omul ăla politic, el nu știe decât, e foarte limitat, știi, și urlă la noi ca și cum noi suntem de vină cu atacatea. We are your only chance of turning this. Exact. And I expect a report on those tick assholes on my desk first thing, doctor. James, nu crezi că ai gura cam mare? Bă, Harrow. Deci pe ăla îl împușc la final, asta să știți, nu e problemă. You better be, because we need this thing operational as soon as possible. Deci data trecută când ne-au atacat vampirii, ne-au alungat din oraș și o trebuie să ajungem aici, unde avem o doctoriță, un inginer care, eu zic că e foarte bun tipul ca inginer, numai că el se subestimează și nu prea are încredere în el. Bum! Acum ne-au zis că ca să repare mănușa și gadgeturile de pe mine trebuie o lună. O lună? Come on, man. Bun, The Devil's Pass. To the north, there's a canyon surrounding the main trail. And the unimaginative locals call it the Devil's Pass. And reports mention possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now we sent our top sanguisuge expert to investigate. Deci s-ar putea să găsim niște specimene de vampiri care n-au mai fost întâlnite până acum. Co-wrote the Institute's Sanguisuge Best. We need soldiers, not pencil pushers. I can't run around looking for a missing egghead, hoping that maybe he brings something to the table. Okay. When did he last report? 5 days ago. Now let's just hope he's lost in research. Boom. No, bine. Acum că am ajuns aici, țineți-vă bine. The Grand Canyon, cei care nu ați fost pe aici, acum aveți ocazia să vizitați acest punct turistic extraordinar. You have perk and pork points and upgrades to spend. Ok. Câte puncte avem? Un punct? Un punct. Ce putem face cu punctul ăsta? Ia să vedem. Hitting an enemy weak spot. Dar ne dă 15% șanse să ne pice viață. Ar fi bun ăsta. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Altceva? Aici văd un upgrade care ne zice Zapper Slam. Hold L1. Ok. A, nu mai am puncte. Ce să vezi. Ok. Bun. Da, nu știu, eu simt pericolul, nu știu dacă voi îl simțiți, eu l-aud, câinii mei dincolo fac un mare tam-tam acolo, lată de numai, deci înseamnă că sunt vampiri aici în zonă. Și câinii ăștia nu s-au înșelat niciodată. Deci, sunt niște băieți superbi. Wow, ce-i asta? Mă, dar de ce trag ăștia în mine? Bă, de ce trageți mă în mine? Jesus, man! Dă viață, frate! Care sunteți, mă, așa, mă? De ce? De ce mă atacă ăștia? Hai, mă, încoa! Nu uitați că dacă atacăm în weak spot, primim muniția înapoi. Hai un pic să ne uităm pe aici. Ar trebui să fie ceva pe aici, nu? Hey, money! Cash, ha?
Ăsta nu putem să-l dăm jos de acolo. Dacă ne apropiem. Hai, man. Give me some money. Aici nu puteți să vă încărcați singuri armele, ci pur și simplu trebuie să așteptați să treacă cooldown-ul. Ce avem aici? Agent Bloom's Bestiary. Ok. În Bestiary ăsta învățăm mai multe despre monștrii care urmează să-i întâlnim cel mai probabil. Bun, și acum? Deci noi am venit de acolo. Să fie oare oricare secretă pe aici pe unde, o? Cu siguranță e ceva pe undeva, dar nu văd eu deocamdată. Come on, man! Trebuie să notăm? Ah, ba nu. Aha. Easy, man. E lejer. Hopa. Shit. Ce mă, acum? Bă, what the fuck, man? What the fuck? Nu știu, frate, ce e aici, dar... Jesus, man! Ah! Aha! Yo! Amen! Ia să vedem dacă... Sper să-mi dea... Ah! Mamă ce... Cum l-am barat pe ăsta... A fost painful, nu? Perfect! Easy! Easy! Mă, asta-i nașpa, mă, că pot să transforme ăștia orice om în vampir. Dar pe mine de ce nu m-a transformat până acum? Sau îi fi eu ăsta ceva sânge sfânt? Bun. Trebuie să avem un pic grijă pe aici, să lutăm, că văd că în jocul ăsta banii fac regula. Mă, speram la mai mulți bani pe aici. Speram la mai mulți bani. Ok. Mhm. Bun. Oh, unique chest. Unique chest. Booming business, frate, mi-a dat ceva perk. Ah, pentru asta am nevoie de level. Yeah. Eu știu că am un new perk, dar... Ah, asta a fost un secret path. Ok, și pe unde mă duc eu? Cum aș coborâ, de exemplu? Aha. Easy. Trebuie să fiu atent atunci după lanțurile astea. Știi? Gen, lanțurile astea îți dau direcția în joc. Mamă, câte gadgeturi am pe mine, am rifle-ul, am pistolul, am mănușa, am specialele, am... Ce nu am? Uite câte arme am pe mine, 3 arme așa la prima vedere numai. Opa. Easy, man. Hey, boys. Ok. Nu știu ce era acolo. Stai, ce din coace? În partea asta, dacă mă duc, găsești ceva? Ah, e dead end, huh? Dead end, fucking
great. Okay. Nici măcar Tedem nu a zis asta. Yeah. Lasă că mergem pe aici și rezolvăm noi. Hopa. Care e weak spot-ul tău? Hă? Bă, care e weak spot-ul ăsta? Hă? Jesus, man. Nu. Mă, da. Ok. Jesus, man. Ai, bine, stai așa. M-am prins de o chestie. Nu. No. Take it easy, boy. Woo-hoo-hoo. Nice. You are screw. Clar că sunt, adică ce te așteptai să... Come on, man. Be cool. Avem pet-ul ăsta pe aici pe jos, dar am văzut și pe aici ceva. O să mă duc pe aici. Aha. Uite un chest. Boom! Give some money, man. Perfect. Ce chestie interesantă că cădeau bolovanii aia. Știi, și dacă trăgeam spre mine un monstru sau ceva, imediat țac pac îi dădea damage. Fine. This canyon is protected like some kind of vault. Acolo în stânga avem energy. Ia să vedem să luăm energy-ul ăsta. Suntem full energy. Ok. Asta e bine. Ce îmi place când găsesc chesturi. Chesturile-s viața mea. Bun. Aha. Bom. Money, ha? Uite, iarăși niște bani. More money. Find an object that can form a passage and let you progress forward. Ok, am găsit chestia asta. Ah, și ne urcăm înapoi și acum avem posibilitatea de a trece, nu? Ia să vedem. Mă, deci am crezut că o să sară peste vagonul ăsta sau căruțul ăsta ce l-am adus eu, că râdeam o săptămână. Gen să-l muți ca să poți să treci tu să nu-l atingi. Bun. More money. O iau pe aici. Îmi place că s-a schimbat un pic environmentul. A, deci nu e mai așa foarte arid. Uite aici avem și niște verdeață, avem și... Ok. Ce să fie, o cârtiță. I'll take that. Ok. O să mă bat cu rechine aici, sau... Uite acolo ceva. She's boom. Out of my way. Boom. Bun. Bam. He's coming. On my mark. Bă, trebuie să văd. Trebuie să fiu cau.
Mă, dar ia vino mai aici, mă, un pic, mă, că... Băi, dar voi ce faceți, mă? Ia, vino aici, mă. Băi, da... Mă, se feresc ăștia de mine, mă. Jesus, man! Holy shit! E nevoie de energie aici. Ai de mine și de mine. Uși, 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 care viață, da? Uși, uși, uși. Hai mă, dă și tu. Mi-a dat viață, mi-a dat viață. Fuci, fuci, fuci. Come on, come on. Ok. Dacă dai finish move din ăsta, ții multă, multă viață înapoi. Ai, ce-s cu băieții ăștia aici? A, am găsit bestiary 2 din 3, da? Pentru... Și când vom găsi 3 din 3, cred că avem toate informațiile pentru ceva formă nouă de vampir sau... Cred că ăsta e quest-ul, sau... Și... Mă, nu știu, ești... Mi-a dat și overhealth. E sigur că... Ok. Nu eram sigur dacă se trag sau nu, știi? Deci nu, nu. Ah, shit, man. Deci, use melee attack on large enemies to fill the stack indicator located near their health. Fully stacked enemies become susceptible towards being electrocuted with the zapper. Deci trebuie să le dau punct, frate, nu prea merg cu gloanțele. Oh, oh, ioi! Dă-i, mă! Ah, shit! Ia, mă! Ai, 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 ce bucată mi-a dat. Ia, dă-i! Jeez. Deci când se stachează. Ah, shit, man. No. Îmi dă viață, îmi dă viață ăla. Ioi. Ah, shit. Ce, 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 ce? Ia, bă! Ia, băiete! Oh, mă duc să iau viață. Mă dispărut viața asta de aici. Hai mă, că am dat acolo un weak spot, nu? Să-mi iau viață, nu? Vezi că mi-a dat și el o bucată acum. Ho, ho, ho.
Bă, ce bulan ai, mă! Ai de mine! Bă, dar nu-i se mai stachează. Ia mă că încercăm de la distanță. Ar trebui să... Aaaa, nu! Yes, 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 yes. Adu-o asta aici ca să-mi dea viață. Uai de mine! O să-i fac o schemă la asta. Auzi, nu vrei niște argint? Chiar așa. Cu pumnul ăsta meu. Aha. Easy. Lejer. Level 5. Ok. Bun, hai să vedem ce perk am reușit să luăm aici. Am făcut un level și avem un punct abilitate, cum ar veni. Scurt circuit, healing electric enemy yields an energy pickup. Does not work on super charged mode. Ok, deci ne dă energie înapoi. No, am băgat asta în mănușă pentru că o să folosesc foarte mult melee attack, da? Și îmi dă înapoi energia, ceea ce este mult important. Cred că ăsta e 3 din 3? Da, am găsit 3. Mamă, au zis de flying creature. Deci e clar că e ceva vampir de ăsta care zboară și... Nu știu cine e ăla, dar avem suficienți bani să facem încă un upgrade. Pe ce vrem noi cu pistolul? Mid-air shot, nu neapărat. Fist of Steel. Performing a zapper pull or dash supercharge the gauntlet and crit increase the next mini punch damage. Perfect, man. Da, deci când folosesc mănușa, îmi dă un extra damage. Bun, minunat. E foarte... Pe acolo sau pe aici? Cred că avem un chest aici. Dacă bine văd, lumina asta aici ar indica un loot bun ceva, nu? Ei! Ok, pretty simple. Mă, ce joc din... Deci când mă joc jocul ăsta, mi-aduc aminte de Doom. Deci Doom Eternal a fost... fantastic jocul ăla. L-am jucat, l-am terminat, dar a fost un adevărat show. Aha, deci noi de acolo am venit. Da, am ocolit și iată-ne din coace acum. Aici a fost ceva măcel, frate. Aoleu. Ok, auzi că o să dăm de un nest, dăm de un cuib ceva de vampiri. Îți dai seama că pute, frate, că... Mică, îl dură. Wow, bă! What the fuck, man? Ce-i cu cârtița? Bă, cum îl scot pe ăsta din... A, trebuie să-i dau pumnul. Trebuie să-i dau pumnul ăsta. Ca să-i spargă... Mamă, ce atacuri are ăsta. Wow, 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 my friend! Bă, 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 cârtițoasă!
Da un weak spot apoi. Ho-ho! My friend! Bun, astea îmi dau viață și energie. Deocamdată îs... Ho-ho-ho, my friend! Hai, come on! Aha! Hai, prietene, hai! Whoa! What the fuck, man? What's up? Whoa, ce combo! Ce combo am făcut? Nice. Jesus, man, cât mă distrez în jocul ăsta. Yep. Deci mi-am dat seama cum fac rost de viață și de energie prin combo, frate, și... Mă, nu credeți voi că ne-am bătut cu ăsta și n-am găsit niciun ban? Ha? Hey, give me some! Give me some, dă-mi ceva! Ce... Entuziasmat de jocul ăsta că m-am prins cum să fac rost de viață. Mă, nu, nu sunt bani aici. Ce e zonă săracă? No problem, no problem. Hello? Anyone there? Hopa. Avem un supraviețuitor aici, ha? Bloom? Is that you down Bloom? There? Yes, it's me, but who are... Agent Bloom! Just... Știți pe Agent Bloom din oraș, nu? Cu el am vorbit după ce am vorbit cu taică-miu, cu William Rentier. Care to explain what happened here, Bloom? Well, I was sent here to investigate reports of a novel breed of sanguisuge. When I arrived, I encountered a group of sanguisuge. Apparently sent here by their master. Dați seama ce nume le-a pus la asta. How come a human turned into that thing so quickly? Excellent question, sir. My thesis is that their transformation is linked to the blood from these creatures somehow. The how is what I'm stuck on. We better take one of those things back with us to the lab. Still beats me what those familiars were doing here. Well, from what I could gather, they were sent on a transport detail, securing a convoy of carts filled with some curious, wriggly little creatures they brought from McCallum's sawmill. We need to check that place out. Okay, let's check it. Ah, Calico Town! Talk to Edgar Grevnor. Bine, Edgar, ia zi. Where are you off to in such a hurry? Bar run out of whiskey? Jess, when we dragged your dad in here, there was an awful lot of blood on him. He'll be fine. Bastard's too damn stubborn to die. I've seen my share of battle wounds. The ones William got, no way even half of that came out of him alone. Deci, mi-a venit o chestie în minte. Când taică-sul lui Jesse, William, se bătea cu vampirii și a fost lovit și nu știu ce, poate se transformă taică-sul lui Jesse în vampir? Ha? Yeah, man. Exact asta au zis, man. Just think about it. The institute is infiltrated and they let both you and William walk away. Exact. When a tick turns a familiar, they form a sort of bond. The sire can see into the servant's mind. Now, they make that link with, say, the man who developed that weapon you're carrying. Ah, shit, man. Edgar, our orders are clear when folks get infected. Infected means dead. Those are his own words. Breathe. I've got an idea. Remember that crap I brought from Lake Morapass? That plant that was supposed to be a base for a cure one day?
I'm not gonna gamble my father's life on some swamp nerd's magic potion. It's not your father's life, man. Se transformă în vampir. Come on. At taking the fight to us, and I sure as hell don't want to go to war without our general. Do you? All right. The plant might be back in the manor's ruins. I'll go check if there's anything left of the lab, and you... I go. You need to take care of the gauntlet. I don't give a flying fuck about the gauntlet. I'm not sitting on my ass while my father grows a new set of teeth. And no one asks you to. But if I fail, you and that gauntlet will be the only thing between us and a war we can't win. I got this, okay? Just keep an eye on that nosy lady doctor. And stay close to William. Just in case I don't make it back in time. Oh, man. Baby. Deci, jocul ia o întorsătură extremă, frate. Gen... Ok. Situația scapă de sub control. E bine că păzești... ușa asta. Ok, ok, Ranger. Bun, hai să vorbim un pic acum cu doctorița. Să vedem ce are de zis. Ce ne poate spune? Ăsta-i locul nostru secret. Înțelegeți cum vă zic eu? Aici se întâmplă tot. That's what worries me. It's not something you can orchestrate overnight. Until recently, the Sanguisus reproduced by turning their familiars. A slow but effective process. Now there's this new breed. Popping up like rabbits. They're fierce and resourceful, but still not anything we can class as an evolutionary step up the ladder. If anything, they're a step backwards. Mindless and bloodthirsty. They're cannon fodder. This is DeBano's idea of an army. Humans turn to minions or whatever foul blood beasts they'll end up being. Foul blood? Precisely, sir. Splendiferously observed. Well, I guess to know for sure we have to investigate McCallum's sawmill? McCallum's won't be an easy nut to crack. Without a working gauntlet, we can't penetrate its glamours. Guess it's high time to check up on our resident genius. Ok, avem nevoie de mănușa asta blană, mai mult ca niciodată. Virgil, zi-mi că-i gata upgrade-ul. I can't find shit in here. Oh, hi! Holy moly, where are my notes? As we all know, Faraday's mutual induction phenomenon. Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. You're talking to a field agent, adică te rog frumos. Agent pe teren, nu-s la birou. Never mind. Here it is. Whoa! Long story short, I reverse engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts. Best engineer in the institute, huh? Before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent, as in I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But if we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Suntem la limită, man. Come on. Somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor. Done. Where can I find them?